Bună, draga mea! Sunt Luna Ala! Dacă ești născută la 17 mai, ai o caracteristică extrem de evidentă, dedicația. Ai un plan exact de acțiune, iar din copilărie ai știut cu fermitate cum să-l pui în practică. Spre deosebire de mulți alți oameni, nu ești prea preocupată de opiniile altora despre acțiunile tale. Tu ești imediată taurul de coarne, fără a aștepta permisiunea sau aprobarea cuiva, cinsta este temelia vieții tale. În ciuda manierelor prietenoase și a atractivității, nu știi ce este tactul, preferând să spui ceea ce crezi, indiferentă de consecințe. Pentru tine, o abordare fundamentală a vieții este caracteristică, te străduiești să ajungi la esență însăși, indiferentă de sfera în care ești activă. Încerci să oferi o explicație simplă, dar uneori destul de profundă. Nu-ți place să te legi de compromisuri sau să-ți împovărezi propria persoană cu complicații inutile. Spunând mereu ceea ce crezi, poți provoca antagonism din partea altora. Semnul tău zodiacal aparține constelației Taur. Taurul este direct legat de semnele elementului pământ, care se disting prin următoarele calități, răbdare, concretență, putere creativă, bunătate și suflet, datorită influenței iubitoare a planetei Venus, te distingi prin vivacitate, distracție și plăcere, ești prietenoasă și fermecătoare, nu fără dezavantaje, te îndrepți cu ușurință spre extreme, în special în divertisment și plăcere, fiind, de asemenea, vulnerabilă la farmecul vanității. Luminozitatea sentimentelor poate fi transformată din satisfacție într-o exagerare obsesivă a oricărei suferințe. Principalul lucru este ca simțul frumuseții și al prieteniei nu ar trebui să se transforme în extravaganță și exces. Venus îți dă dragoste de viață și capacitatea de a te bucura de lucruri mici, dar există și o parte reversă a monedei, datorită influenței lui Venus pot suferi de dorința excesivă de plăcere. Din moment ce Venus are o influență foarte puternică, nu va interfera cu învățarea de a te opri din impulsurile tale pentru că orice trăsătură pozitivă se poate transforma într-una negativă, astfel încât dragostea ajunge în gelozie și dorința de distracție în risipă. Guvernatorul tău astral este Venus. Planeta Venus este responsabilă pentru un sentiment de confort, precum și pentru abilitatea de a manevra bani, această planetă este favorabilă pentru artiști, boemi, pictori și cei care lucrează cu bani, planeta ta în exil este Pluto, lui Pluto îi poți mulțumi pentru incapacitatea de a gândi strategic și de a fi generoasă, este extrem de încăpățânată și intenționată. Diferența față de alții reprezentanței acestui semn zodiacal este că tu absolut nu acorzi atenție la ceea ce se spune despre tine și modul în care acțiunile tale sunt evaluate. Cu alte cuvinte, nu-ți pasă de burfe în spatele tău și de opinia publică despre persoana ta. Din copilărie, se poate să fie elaborat un plan pentru întreaga ta viață și încerci să-l urmezi până la capăt. De aceea tu nu aștepți permisiunea și coordonarea cuiva în legătura cu acțiune, chiar dacă este extrem de importantă. Doar faci ceea ce consideri de cuvință și nu te uiți la nimeni. În plus, ești extrem de onestă, fapt care uneori se transformă în lipsă de tact. În același timp, ești destul de carismatică, politicoasă și fermecătoare, cu excepția faptului că nu simți întotdeauna limitele dictate de tact. Deși încerci să eviți complicațiile, cel mai adesea se întâmplă. De multe ori, poți fi implicat în tumultul evenimentelor, deși singura ta dorință este intimitatea. Tu nu aparți în categoriei liniștite, dar de asemenea, nu diferi prin deschiderea specială. Este destul de greu să ajungi la revelații, dar cu încredere o poți face. Problema încrederii este fundamentală pentru tine, Motiv pentru care este greu de câștigat. Cu toate acestea, o atitudine prietenoasă față de ceilalți poate topi gheața suspiciunii. Ești mândră, căutând rară ori ajutorul altora, în toate întreprinderile preferi să acționezi singură. Dar, ascunzând bine nevoia de atenție și de participare, cu toate acestea, accepti cu bucurie sprijinul moral din partea rudelor și prietenilor tăi. În spatele răcelii externe și a încrederii în sine, încerci să te afirmi, ascunzând această creatură fără apărare sau, din potrivă, apărând ca un tigru feroce, le ne pentru o vreme într-o cușcă. Având în vedere acest lucru, ar trebui să te abții de la utilizarea medicamentelor psihotrope care pot te declanșa eliberarea energiei nebune. De multe ori poți face o impresie de fanatic, Atât poți fi de angajat în munca ta, abilitatea ta de a te concentra este pur și simplu fenomenală, iar simțul responsabilității este mare, însă sănătatea și forța mentală nu sunt suficiente pentru un maraton lung, tu poți încerca să-ți îndrepți energia într-un curs moderat sănătos și să te situezi într-o stare de autosatisfacție completă uneori ești nemulțumită de eforturile pe care trebuie să le faci pentru a supraviețui în această lume. De aceea, ar trebui să înveți fie să faci față situației, fie să răspunzi la aceasta cu mor sau să schimbi perspectiva și amploarea talentelor tale. Acesta din urmă pare a fi cel mai puțin probabil, deoarece, după ce te-ai dedicat unei afaceri sau alteia, te străduiești să o duci la un scop logic prin orice mijloace. Se distingi față de alți nativi din Taur prin astfel de trăsături speciale, feminitate, loialitate și senzualitate. Ești una dintre cele mai frumoase femei ale constelației zodiacale, caracterizată de o puternică energie sexuală. Deseori devii sufletul petrecerii, fără a pretinde conducerea necondiționată. Cum afectează data de 17 mai soarta Cauzele și originea fenomenelor care apar în viața ta sunt de o mare importanță pentru tine. Trebuie să știi exact ce evenimente au precedat evenimentele prezente și ce mișcă oamenii care participă la ele. Nu-ți place să-ți compromiți propriile interese și niciodată să faci compromisuri. Tactul și sensibilitatea nu sunt inerente, ești obișnuită să exprimi primul lucru care îți vine în minte. Uneori? Aceste lucruri poate provoca conflicte, dar poate avea și efectul opus. Diferitele necazuri și obstacole sunt greu de purtate de către tine, și ca noroc, se vor fi întâmplate destul de des. Ești predispusă la o viață calmă și măsurată, dar împotriva voinței tale poți fi implicat în grosul lucrurilor. Tu nu diferi în melancolie de alți tauri, dar preferi confidențialitatea vieții tale personale. Nu este caracteristic pentru tine să-ți deschizi sufletul la primul apărut, deși te poți încredința unei persoane apropiate, tu poți stabili prietenii numai cu indivizi, nici de cum cu grupuri, iar o persoană care ți-înșală încrederea este expulzată pentru totdeauna. Numai răbdarea și atitudinea mereu simpatică, după vreme, pot face o gaură în peretele tău de înstrăinare pe care l-ai construit în jurul tău. Acceptarea ajutorului cuiva este umilitoare pentru vanitatea ta. Tu însă ți nu vei cere ajutorul cuiva, preferând să faci totul singură. Cu toate acestea, sprijinul moral și simpatie celor dragi au un efect curativ asupra ta, deși nu o vei recunoaște niciodată și nu îi vei lăsa să știe în niciun fel. Mascata de încredere în sine și de impasibilitate ascunde o persoană vulnerabilă, nesigură, care este afectată de îndoieli cu privire la propria viabilitate, deși poți avea o natură agresivă, puternică. Prin urmare, luarea oricărui medicament stimulativ este deosebită de periculoasă pentru tine. Aceste lucru poate duce la o explozie incontrolabilă a emoțiilor. În activitatea tește absorbită complet, fără a fi distrasă de stimul străini. Tu te îndrepți cu perseverență și în mod intenționat spre obiectiv, deși puterea ta fizică și mentală poate să nu fie suficientă până la finalul râvnit, tu poți percepe dificultățile pe calea ta ca o nedreptate a soartei, comparând poziția ta cu oamenii mai de succes, tu ar trebui să te forțezi să accept situația existentă, să găsești părți bune la sau să încerci să-ți schimbi modul de viață și sfera de activitate. Cu toate acestea, Ești foarte conservatoare și te temi de orice schimbare în viața ta, ceea ce face ca orice schimbare să fie aproape imposibilă. Dacă nu le rezolvi, nimic din viața ta nu se va schimba vreodată. Dragoste și compatibilitate. Într-o relație strânsă, ești un partener iubitor, sigură și de încredere, dar încăpățânată și uneori extrem de solicitantă. Știi exact cum vrei să-ți vezi iubitul și nu vrei să te mulțumești cu mai puțin. Cele mai bune uniuni -uni ale tale sunt formate cu alții reprezentanței elementului pământ, respectiv fecioara și capricornul. Toate cele trei sunt stabile, serioase, nu caută relații casual, iubesc plăcerile senzuale și confortul. În același timp, relațiile cu reprezentanții aerului, balanță și gemeni, de regulă, nu se termină bine. Tu fiind mai brutală și mai puternică ești iritată de superficialitatea și detașarea, lipsa de responsabilitatea a unui astfel de partener, desigur, îți poți găsi fericirea în brațele semnelor de apă ale zodiacului, rac sau pești. Cu toate acestea, ar trebui să fii pregătită pentru schimbări frecvente ale dispoziției și o detașare din partea partenerului, o alianță inconsecventă. Dar pasănala este posibilă cu scorpionul, vărsătorii aduc rebeliunea și lenea în viața ta de femeie practică, și în constanța lor vor distruge rapid armonia din pat. După 30 de ani, îți vei fi schimbat prioritățile și opiniile filozofice și, prin urmare, sunt posibile variante ale apropierii tale de semnele de foc, berbecul și leul. Unirea cu berbecul îți poate adăuga o putere de viață dinamică și efervescentă, dar în mare parte se bazează pe sex, nu pe interese comune. O unire implacabilă și egoistă te așteaptă cu leul, dar cea mai rară opțiune este relația cu săgetătorul. Totul este însă posibil, neștiind nici ascendentul tău și nici lista datorilor karmice reciproce, locuri de muncă și carieră tu întotdeauna te străduiești să înțelegi baza, esența a tot ceea ce se întâmplă în jurul tău. Tu cauți pentru absolută toate fenomenele o explicație simplă, succintă. Nu-ți place să faci compromisuri, nu-ți place să faci promisiuni, deoarece astfel de granițe conțin foarte multă presiune și te împiedică. Tenacitatea și obiceiul tău de a spune ceea ce crezi, este adesea cauza atâta eșecului tău, cât și a succesului. Nu-ți plac dificultățile, încerci să le eviți, dar aproape întotdeauna intri într o varietate de probleme. Iubești singurătatea, dar aproape întotdeauna există o mulțime de oameni în jurul tău și lucruri doar în fierbere. Ești introvertită, nu-ți place să ți împărtășești secretele cu nimeni. Încrederea ta este extrem de dificil de câștigat, dar este posibil ești foarte apreciată când ești tratată într-un mod prietenos, prețuiești căldura dezinteresată a altcuiva, ești arogantă, de obicei nu soliciți ajutor, ești asemenea unui lup singurate care preferă să lucreze fără ajutorul unei echipe. Cu toate acestea, sprijinul moral al membrilor familiei este important pentru tine. Tu ai nevoie de asemenea, de ajutor și de simpatie deși cu mândrie o ascuns cu grijă. Imaginea ta este o persoană rece, de încredere, calculată. Dar undeva în profunzimile sufletului tău, ești fie fără de prihană, fără apărare, fie foarte nervoasă și supărată. Prin urmare, nu ar trebui să folosești substanțe narcotice care ar putea dezvălui adevărata ta, ta natură lumii întregi și, de asemenea, să provoce o creștere puternică a energiei. Sănătate și boli. Tensiunea subminează sănătatea ta din interior, în cele din urmă provoacă durerea gâtului, în spate, cel mai adesea în coloana vertebrală și colul uterin. De aceea, este foarte important să elaborezi un plan detaliat de meditație și relaxare. Ar trebui să faci băi de plante, masaj de relaxare, aromoterapie. Este necesar să reduci nivelul perfecțiunii și exigenței față de sine, este necesar să înțelegi că ești o persoană care are dreptul să facă greșeli, nu te învinovăți de gafe. În plus, ar trebui să ai grijă de gât, voce și corzi vocale, deoarece laringele este partea cea mai vulnerabilă a corpului tău. Destinul și norocul, Universul te-a înzestrat cu generozitate cu talente. Vibrațiile zilei sunt de așa natură încât ele întăresc toate calitățile pozitive ale personalității tale. În momentul nașterii, pe cer era aprinsă o stea norocoasă, care îți va da cu generozitate energia succesului, a fericirii și a bunăstării. Dar depinde multă de tine. Poți alege calea singurătății și dificultăților, depășind obstacolele și consumând toată energia în lupta împotriva dezastrelor. De asemenea, poți folosi imensul potențial inerent în tine pentru a crea o viață fericită și senină. Sfaturi pentru tine, tu știi să te concentrezi ca nimeni altcineva, să te prăbușești în munca ta, ești foarte responsabilă și atentă, dar sănătatea ta poate pur și simplu să te ducă în jos, trebuie să înveți imediat să-ți apreciezi propria putere și să-ți alegi propria afacere, fără a pune în pericol propria sănătate. Trebuie să înveți să fii fericită și să te accepți așa cum ești. destinde te Învață să râzi și să nu mai iei viața atât de în serios. În încercarea de a-i controla pe ceilalți poți provoca animozități. Nu încerca să controlezi tot ceea ce se întâmplă. Vei provoca o reacție negativă din partea altora. Ce cadouri ți se potrivesc? O femeie misterioasă și senzuală ca tine este puțin probabil să fie mulțumită de calitatea de membru al unei săli de sport sau de o excursie la o stațiune de schi, preferând un solar sau un coafor. Calitatea și confortul sunt ceea ce meriți cel mai mult. Tu preferi cadouri scumpe, deși nu vei afișa dacă le evaluezi mai puțin decât prețuiesc. Chiar și un cadou scump în acest caz nu va face toți banii. Programul obligatoriu al unui cadou pentru tine include florile și ceva delicios, grozav dacă este făcut cu mâinile celui care dăruiește, dar nu amator, poate aproape profesionist. În plus, coniac sau vinul preferat, o cutie de bomboane delicioase. Deși există tauri mai modești care va accepta coniac ca un cadou cel care îți face cadoul trebuie să reține că nu distingi prea bine un coniac de altul sau o cuție scumpă de ciocolată, de una frumos colorată și necunoscută luată de la chinezi, decât o focătură, mai bine ceva practic și durabil. Tu iubești confortul, astfel încât pernele, păturile, papuci așternutul bun și tot felul de diferențe care împodobesc și facilitează existența noastră muritoare pot intra în deliciul cadoului tău. Aurul și pietrele reale sunt întotdeauna în favoarea ta. Ambalajele nu trebuie să fie mai puțin elegante decât cadoul. Dacă într-adevăr cineva dorește să-ți ofere un set de produse cosmetice sau o sticlă de parfum, nu este nevoie să se implice în culori strălucitoare și mirosuri dulci doar culorile pastel și mirosul de prospețime, așa simți tu. Totul este romantic pentru tine, prefer lenjeria de mătase, șampanie și cercei, cu siguranță prețioase. Adesea, chiar și femeile în vârstă colectează jucării moi. În acest caz, este foarte util ca cel care oferă să se intereseze de hobby-ul tău și de a afla cu atenție cu ce ai vrea să umpli colecția. Dacă ți se dăruiește un smartphone, trebuie să aibă grijă de setul cu cască să fie de înaltă calitate. Nu contează cât de nou este telefonul, pentru tine e mai important că este frumos. Fiind naturală, poți fi angajat în lucrul cu acești prin urmare, o carte cu sfaturi practice în conformitate cu interesele tale va fi foarte utilă. Tot ce poate încălzi corpul și sufletul, toate acestea pot fi un cadou pentru o fată ca tine, balsam, blană, pulover de lună, lanternă japoneză, pijamale calde, elegante. Fiind o femeie practică, apreciez cadouri pentru casă, un set de lumânări parfumate, prosoape, halate de baie, ceasuri de perete, picturi, nu vei renunța la covorul confortabil. Principalul lucru este să ți încălzească inima vulnerabilă. Acesta este un portret general pentru tine. Te vei descoperi cu adevărat într-o astrogramă natală în care vei afla predispozițiile pentru întreaga viață, așa cum ți le-au dăruit ursitoarele tale.